Bine v-am găsit, sunteți la Regiunea în Obiectiv, iar eu sunt Ionel Lespuc. Primul loc unde copiii întâlnesc dragostea, iubirea, este acasă, în familie. Acolo primesc prima lecție despre iubire. Dar ce se întâmplă cu copiii care nu au o familie, care nu au o casă a lor? Aceasta este tema primei părți a emisiunii noastre, în care vom vorbi despre asociația Blondie, unde se întâmplă lucruri foarte frumoase și o avem alături de noi pe fondatoarea acestei asociații, doamna Adelina Toncean. Să rămână, doamnă! Da, și bine v-am găsit! Da, nu vă auzim foarte bine, o să-i rog pe colegi să mă ajute puțin cu sunetul. Până atunci să vă spun că în partea a doua a emisiunii vom vorbi despre festivaluri, dacă și cum se vor organiza anul acesta. Vor fi alături de noi Alin Vaida de la Jazz in the Park și Edi Kereji de la Untold. Revenim la doamna Toncean, sper că ne auzim acum mai bine, facem o mică probă, da? Da, eu vă aud foarte perfect, bine. Vă aud foarte bine acum. Haideți să vorbim puțin despre asociația Blondie și cum s-a născut această asociație. Da, dacă vorbim despre cel mai frumos loc pentru copii care este acasă, pentru Blondie, un băiețel născut într-un spital din Constanța cu o malformație gravă la inimă, acasă a fost timp de 3 ani spitalul. A fost locul unde a învățat să meargă, unde a învățat așa zilele de externare și de internare ale fiecărui copil care trecea prin spital. Pentru el nu venea în ziua externării pentru că malformația cu care s-a născut ar fi avut nevoie de o operație în primele săptămâni de viață. Numai că Blondie, Cristi, pe numele lui, a fost părăsit imediat după naștere și operația nu s-a făcut niciodată. Am spus că timp de 3 ani a fost acasă lui, pentru că atunci când el avea 3 ani și eu aveam 25 în 2004, am aflat de el și am hotărât că va fi copilul meu. Am știut efectiv în ziua aia că va fi copilul meu. Am știut că suferă de o boală gravă, eram convinsă că o să găsim o soluție, că el va fi bine, că n-are cum să fie altfel decât bine. Și pe 21 mai 2004, Cristi a intrat în viața mea, am devenit mama lui adoptivă. Și deși, așa cum am zis, am crezut mereu că medicina va evolua și se va găsi o soluție și pentru el, la 13 ani, 7 luni și 11 zile, Blondie a murit. A fost momentul în care am înțeles că trebuie să fac ceva, că trebuie să fac mai mult decât s-a făcut pentru el și că un copil care se naște cu o problemă gravă trebuie să fie ajutat și trebuie să fie tratat, indiferent dacă părinții sunt sau nu în preajmă sau indiferent dacă părinții sau orice alt adult știe ce are de făcut și este în stare să o facă. Și dincolo de durerea absolut de nedescris care vine odată cu plecarea unui copil din viața noastră. Am încercat să iau lucrurile așa pas cu pas, să înțeleg ce aș putea să știu să fac și ce pot să învăț să fac. Și așa s-a născut ideea Asociației Blondie, care nu se numește Copii Bolnavi Singuri și nu se numește nici Cristi, se numește Blondie, pentru că Blondie este un alint, este iubirea aia pe care o dai și celor care au o viață scurtă și atât de grea și care și ei au nevoie de alint și ei au nevoie de iubire sau poate tocmai ei au mai mult nevoie de iubire și de alint. Și în momentul ăsta suntem la aproape 2 ani de la înființare, mi se pare că a trecut enorm, dar sunt totuși 2 ani în care am învățat să facem lucruri, în care am învățat să visăm și am învățat că visele nu sunt neapărat prea mari și nu neapărat cerul este limita. Și acum, la aproape 2 ani distanță, avem o caravană care monitorizează gravidele în risc social din județul Constanța, în așa fel încât aflăm la timp că un copil urmează să se nască cu o problemă gravă, într-o familie care poate nu poate să-l îngrijească, într-o familie cu mamă minoră sau cu
cu violență domestică sau cu orice alte probleme. Am creat o aplicație care pune în contact instituțiile în momentul în care un copil se naște cu o problemă gravă într-o maternitate și mama pleacă, efectiv facem în așa fel încât să nu se piardă timpul ăla foarte important de care un copil are atâta nevoie și care, de care și Blonde avea nevoie. Și în cazul lui, dacă mama lui a fi fost monitorizată la timp, s-ar fi știut că urmează să nască un copil cu probleme. Dacă ar fi existat un mod de comunicare între instituții, s-ar fi știut că în spital este un copil părăsit cu o boală gravă și poate s-ar fi intervenit. Am creat un program de voluntariat în spital pentru copiii singuri și o căsuță care să le ofere tranziția aia de la spital, de la momentul în care s-a făcut bine, poate să meargă acasă, dar acasă încă nu sunt condițiile ca lucrurile se întâmple bine, nu sunt condiții să se continue îngrijirea și tratamentul și au nevoie de un loc unde să se facă bine pe deplin în ritmul lor, unde să mănânce bine, unde să aibă efectiv finalitatea bună a unui greu atât de mare cum este o operație sau un tratament complicat. Doamnă Toncean, cât de mulți copii poate cuprinde această asociație pe care ați creat-o? Pentru că, din păcate, eu cred că în România sunt foarte mulți copii care și suferă din punct de vedere al sănătății și suferă din punct de vedere al faptului că duc lipsă de o familie, de dragoste. Da, din datele oficiale, datele statistice oficiale, în România se părăsesc cam 3 copii pe zi, copil părăsit fiind un copil pentru care deja există un proces verbal de părăsire în spital, care vine după niște demersuri pe care autoritățile le fac odată ce constată că un copil este internat singur. Dar în afară de ei există mulți copii nevizitați, sunt copii care odată ce se nasc cu o problemă, părinții au de ales între a-și lăsa copiii de acasă singuri sau a lăsa copilul din spital singur. Și decizia de cele mai multe ori este legată de a lăsa copilul din spital, pentru că oarecum se consideră că este protejat, că e pe mâini bune, că este acolo unde trebuie să fie. Mai mult decât atât, există un studiu UNICEF care spune că condiția medicală a copilului, că boala, o afecțiune, face ca riscul de părăsire să fie de 2 ori mai mare decât în cazul copiilor sănătoși. Pentru că asta s-a remarcat după ce s-a observat că, în general, copiii bolnavi părăsiți nu au și frați părăsiți. Adică familia păstrează copiii sănătoși și abandonează copilul bolnav. Și nu îl abandonează la modul la care, nu știu, îl înlături din viața mea ca pe, nu știu, puiul care nu este viabil. Ci este oarecum o frică și o lipsă de informație a unei familii care oricum nu o face de bine. Nimeni nu face lucrurile astea pentru că este ușor sau pentru că nu le pasă, ci pentru că efectiv nu știu ce să facă. Ei, de multe ori, familia nici măcar nu crede că poate să aibă o influență pozitivă în viața copilului. Zice, eu sunt o femeie simplă, eu sunt o femeie cu atât de multe probleme și atât de mulți copii. Cum să-mi pot ajuta copilul care este atât de bolnav, care are o boală pe care nici măcar nu știu să o pronunț? Și de multe ori s-a întâmplat ca odată ce ne-am implicat și am reușit să trecem de hopul ăla greu în care îi ajutăm să se facă bine, să treacă copilul peste cel mai dificil moment în care luptăm efectiv pentru viața și sănătatea lui, să se întoarcă și să realizeze că, ba da, chiar pot să facă diferența. Dar vedeți, așa e o problemă de educație asta, din punctul meu de vedere. Cum adică nu ești la magazin, da, și un produs care e desfăcut, care e defect, îl lași pe raft și iei produsul bun și îl duci acasă. Când faci un copil, nu este așa. Adică eu cred că trebuie să-l iubești, indiferent dacă el, săracul, are o boală. Chiar am avut de curând două cazuri, Ioana și Lara. Amândouă aveau un an, amândouă cu malformații foarte complicate, care,
care, la fel ca în cazul lui Blondie, trebuiau operate în primele săptămâni de viață. Ioana făcuse o operație, mai avea nevoie de încă una. Și am reușit cu un efort absolut nebunesc să o ducem pe Ioana la operație în Milano. Mi-amintesc momentul în care mi-au pus-o în brațe, cei de la ambulanță, și am avut senzația aia cu care smulgi un copil de sub dărâmături. Efectiv, mi s-a părut că eram într-un teatru de război în care luam copilul și fugeam. Efectiv, am fugit pe scara avionului cu toate că nu ne urmărea nimeni. Dar atât de frică mi-a fost că nu vom reuși. Din fericire, Ioana a fost operată și deja s-a întors acasă bine. Lara a murit cu 4 zile înainte de a reuși să facem zborul și nu s-a mai putut face nimic. Ce vreau să iau în comun copiii ăștia doi, în afară de faptul că s-a născut cu o problemă gravă, este că Ioana avea la un an, la vârsta de un an, avea o mamă de 17 ani și Lara avea o mamă de 14 ani. Ce se știe parcă de copile care s-au trezit deodată, mamele unor fetițe bolnave, despre care amândouă au în comun și faptul că așa începe fișa lor, sarcina nemonitorizată. Noi Când vedem imagini din avionul cu care v-ați deplasat cu fetițele, cu copiii foarte mici și vreau să ajungem și aici la proiectul acesta al dumneavoastră, luăm un avion. Da, luăm un avion a fost cel mai sincer lucru ce ne-a venit în minte la un moment dat, în timpul pandemiei, care am zis hai să luăm un avion, pentru că și eu ne refeream la a face un zbor, ci a cumpăra efectiv o aeronavă. Asta după ce ne-a fost clar că uite ceva la care nu ne-am gândit. Uite că într-un moment în care avioanele de linie au rămas la sol, într-un moment, vorbim despre martie 2020, când peste toate problemele cu care s-a confruntat lumea și care ne-au lovit și ne-au obligat să trăim într-un mod în care nu ni le-am imaginat niciodată, pe lângă toate astea, existau oameni plecați la tratament în străinătate și când spun oameni, erau și adulți, dar în special familii cu copii care au rămas efectiv blocați în Europa. Deci blocați într-o Europa în care nu aveau unde să se cazeze, în care erau externați din spitale, pentru că spitalele erau disperate efectiv să-i externeze, să nu-i mai expună unui risc pe care îl conștientizau odată cu creșterea numărul cazurilor de COVID și ne referim la Italia, la Germania, Franța, Elveția. Care efectiv nu mai aveau ce să întoarcă. Era disperare pură. Deci, efectiv, uneori vorbeam cu părinții și nici măcar nu cred că ne ascultau când le spuneam, ok, o să găsim o soluție și o să vă aducem acasă. Și primul zbor l-am făcut pe 27 martie din Milano la București. Am adus acasă un băiețel de 7 luni. Am crezut că nu vom mai face niciun alt zbor, deci nu credeam că asta va fi de acum activitatea noastră, credeam că ne-am încheiat, am reușit să aducem acasă copilul despre care știam că a rămas blocat acolo. Dar imediat după ne-au căutat alte familii și ne-au spus că și ei sunt tot în Milano și așa a fost zborul 2. După care zborul 3 a fost dacă am reușit să aducem copii din Europa, oare putem să facem și invers și să ducem copii la tratament în Europa? Și așa am dus-o pe Victoria la Palermo. În cazul ei a fost unul dintre. Avem noi așa un top al zborurilor grele și ea este în top pentru că a trebuit să convingem aeroportul din München să deschidă cu jumătate de oră mai devreme ca să ajungă copilul din ambulanța din München în București, din București în Palermo și copilul să ajungă la timp. Și undeva, cred că pe la zborul 4-5, așa, am zis noi de acum asta categoric o să continuăm să facem asta și trebuie să cumpărăm un avion. Și a fost oarecum asumată alegerea de a face în primul rând noi lucrurile, de a face noi zborurile care ni se solicitau și să aflăm în felul ăsta de ce este nevoie, cât de mare este nevoia, cât de des este nevoie să facem un zbor, de ce este nevoie. Este o organizare extremă pentru fiecare zbor, în așa fel încât de fiecare dată totul să fie pus la punct. Vorbim despre
copii foarte grav, de multe ori îi ducem intubați. Cea mai mică dintre pasagerele noastre a avut 5 zile și de fiecare dată, de fiecare dată am reușit să spunem da. Deci după să știți 50, că am auzit multe ONG-uri zboruri, care cumpără ambulanțe, dar care cumpără avioane mai rar. E o performanță. Nu e nimic. Probabil că trebuia să vină un moment și pentru asta. Probabil că poate că, de fapt, nu este chiar atât de greu din moment ce am reușit să facem. Am reușit, cred că mai important decât numerele, care ne place să le auzim. Ne place să spunem că am zburat de 52 de ori, mâine zburăm a 53-a oară și că deja am transportat aproape 100 de copii, 93 și 6 adulți. Dar dincolo de asta i-am dus pe toți. Efectiv am transportat toți copiii pentru care mi s-a cerut ajutorul. Și indiferent că este vorba despre o viață sau despre 5 sau 100 sau oricâte, este despre importanța aia pe care o dai, despre alintul și iubirea pe care trebuie să le simți, că numai iubirea te poate scoate atât de mult din zona de confort încât să nu mai conteze nimic altceva. Deci toți oamenii ăștia care participă la acțiunile astea sunt, lasă orice altceva deoparte. Nu mai contează decât ca ei să ajungă bine. Este momentul ăla în care aterizează avionul și în care îi vezi coborând și știi că se duc spre altă viață, știi că le-ai schimbat cursul. Oricât de mult ți-ai dori să rămâi în zona aia în care să înțelegi că ți-ai făcut doar partea ta, te copleșește efectiv de recunoștința că haideți, ți s-a dat șansa să vă rog, doamnă Toncean, să spuneți povestea transportului de mâine, da? A 53-a cursă, ce reprezintă ea? Pe cine ajută? Zborul de mâine este o fetiță mai mare, are 13 zile, deci nu este atât de începătoare ca Adelina, care avea 5 zile. Ilinca împlinește 13 zile mâine. Suferă de o afecțiune cardiacă foarte gravă, una dintre cele mai grave care există pe planeta Pământ. Ea, practic, s-a născut cu doar o jumătate de inimioară. Dar merge la Milano pentru că este locul unde așa ceva se operează cu succes și are șansa ei de a avea o viață absolut normală. Copiii, după operație pe cord, devin roz, instantaneu se fac roz și poate să aibă o viață, am spus, absolut normală. Iar la întoarcere este Ioana în poză. La întoarcere luăm acasă doi dintre copiii pe care tot noi i-am dus. Unul dintre ei este la al treilea zbor cu noi. Primul zbor l-a făcut tot la 2 săptămâni și deja este unul dintre copiii pe care îi știm bine și pe care îi aducem acasă și este așa o diferență între modul în care simțim cum merg părinții la dus și e speranță și e frică și este oarecum așa multă, multă grijă pentru cel mic și bucuria aia totală cu care se întorc, cu care urcă în avionul de întoarcere acasă. Și de fiecare dată asta le spunem. O să vedeți că într-o zi o să organizăm zborul de venit acasă și o să vedeți că nu se compară nimic cu zborul ăsta. Cum reușiți să rezistați financiar, oare, la o asemenea investiție care cu siguranță că este foarte mare? Greu. Este unul dintre lucrurile foarte grele pe care nu putem decât să reușim să le facem, deci nu există opțiunea în care nu am reușit de data asta. Deja am depășit 1 milion de euro în zborurile pe care le-am făcut și niciodată nu știm cât timp avem până la următorul zbor. Noi nu știm cât timp avem să strângem bani sau să strângem și mai mulți bani, pentru că
Întotdeauna poate să apară încă un zbor, noi spunem, credem că următorul va fi atunci, mâine cu siguranță va fi următorul zbor, pentru că astăzi n-am avea cum să facem unul atât de repede, dar am organizat și două zboruri în acea zi, am organizat și patru zboruri într-o săptămână, ceea ce este un efort din toate punctele de vedere enorm, dar care ne obligă financiar să putem de fiecare dată să reușim. A fost foarte greu în vara trecută, când nu e puțin teamă de fapt că vine iar vara, când efectiv noi spuneam că și dacă am fi transportat bombe, probabil că nu eram remarcați, pentru că a fost așa o relaxare care a venit cu dorința tuturor de a ieși din pandemie și de a vedea că viața a revenit la normal, numai că viața nu a revenit la normal pentru toată lumea și oamenii ăștia pe care nu îi lăsăm au și aceleași probleme pe care le are toată lumea în pandemie, doar că pe lângă astea ei mai au, mai luptă și pentru viață și cum am spus, nu știm niciodată când și cât de repede trebuie să fim gata, dar cred că este, așa este normal, să putem și să nu ne luăm în calcul vreodată varianta de a spune nu. Spuneți-mi, îmi cer scuze, statul român nu ar trebui el să facă toată povestea asta pe care o faceți dumneavoastră, adică nu ar trebui ca autoritățile să se asigure că sunt copii bolnavi care sunt transportați de colo până acolo pentru a fi tratați, pentru a fi operați? Există un sprijin al statului pentru dumneavoastră? Eu nu cred că există. Nu cred că suntem de părți diferite ale baricadei. Deci nu cred că există o baricadă. Cred că suntem. Cred că faptul că un ONG face asta este un lucru foarte normal. Și în alte țări sunt ONG-uri care sprijină servicii de ambulanță, chiar și de ambulanță aeriană sau alte servicii, ce însă am găsit în perioada asta a fost extrem de multă grijă din partea autorităților statului, din partea oamenilor de acolo, de a ne asigura de fiecare dată când am avut nevoie de ajutor logistic. Noi de multe ori trebuie să facem pașaport în ziua în care zburăm. Deci noi facem unor pașaport dimineața. Noi avem copii care unori nu au părinții în țară. Nu au, deci sunt lucruri grele pentru care noi de fiecare dată apelăm la oameni pe care nici măcar nu-i cunoaștem. Eu știu niște... Știu cum ajung să-i contactez, știu că de fiecare dată când am spus, de fiecare dată răspunsul a fost se rezolvă, deși știam și eu ce cer. Faptul că zburăm cu aeronavele unei companii de stat, în final noi închiriem aeronavele unei companii de stat, lucru care ne-a permis, înainte de toate, să transportăm atât de mulți copii. Tarom zboară întotdeauna la costurile de operare și ne-a permis ca în loc să ducem un copil cu avion mic, să ducem cu un avion mare toți copiii pe care i-am avut nevoie să îi ducem și să putem să facem lucrurile în regulă. Cum și selectați asta... copiii? Cum selectați copiii care au nevoie sau pe care puteți să-i ajutați și pe care nu puteți să-i ajutați? Sau răspundeți pozitiv la toate solicitările? Niciodată nu selectăm copiii. Întotdeauna am spus da la orice copil. Deci, dacă se aude ceva, este pentru că băiețelul meu care este lângă mine este în preajmă, dar este unul dintre copiii care și el la un moment dat a făcut zborul ăsta al vieții pentru a fi operat la timp și a putea acum să-și dorească să deschidă ușa. Și spuneam că nu-i selectăm niciodată. Am răspuns da la toate cazurile care ne-au fost solicitate, pentru că a fost promisiunea pe care noi am făcut-o, că de fiecare dată când se va cere ajutorul, noi vom răspunde pozitiv, că nicio viață nu este, nu este, nu, nu, nu pot să,
să amâni, să spui nu acum. Copiii nu aleg când să se nască, nu aleg când să fie bolnavi, nu se gândesc dacă noi suntem pregătiți pentru boala lor sau pentru a fi în stare să-i ajutăm. Copiii au nevoie de ajutor atunci și uneori dacă noi nu suntem pregătiți pentru a le da ajutor, s-ar putea să fie prea târziu. Doamnă Tuncean, pentru că intervenția noastră se apropie de sfârșit și pentru că am început cu Cristi, cel cunoscut ca Blondi, vreau să-mi spuneți ce ați transmite acum, dacă v-ar auzi, despre ce ați creat după moartea lui. Cristi a scris cu 2 luni înainte de a pleca. A scris într-un jurnal pe care îl ținea ceea ce sunt sigură că și-a dorit să știe că o să citesc și că o să urmez, pentru că tot jurnalul lui scrie de va citi asta, de va vedea asta. Și ce și-a dorit mult a fost să știe că își dorește ca eu să continui și că își dorește să știu că voi reuși. Și scrie acolo... bunătatea mea poate schimba ceva. Și la 6 ani, de când el nu mai este, și într-un moment în care lucrurile sunt ușoare, deci nu știu faptul că m-am zis, băiețelul meu vrea să spargă ușa ca să mă vadă, într-un moment în care lucrurile, în care nu sunt ușoare, în care de multe ori poate ne întrebăm cum o să mai reușim o dată, cred că bunătatea schimbă ceva. Ce aș mai spune este că, ca mamă, aș fi ales oricând, ca nimic din lucrurile astea să nu se întâmple, să fi rămas în continuare mama lui și el să fi rămas fiul meu, dar pentru fiecare viață care s-a întors roz sau pentru care nu am lăsat lucrurile la întâmplare, sunt recunoscătoare chiar și pentru durerea pe care a lăsat-o. Cum îl cheamă pe băiețelul care bate la ușă? Andrei. Vă rog frumos să-i cereți scuze la Andrei din partea noastră că l-am ținut acolo. Mulțumesc foarte mult, doamna Adelina Tuncean. S-a obișnuit. Suntem de un an de zile. Noi stăm în izolare, ne stăm cu minți în izolare pentru că și el a fost operat pe cord. Și ne suportăm așa și în modul în care uneori trebuie să înțeleagă că ușa nu se deschide, dar și în modul în care eu înțeleg că uneori este greu de acceptat lucrul ăsta. Mulțumesc tare mult. Ne luăm la revedere de la doamna Adelina Tuncean și de la Andrei, fiul dânsei. Mergem să vorbim acum despre festivaluri. Îl avem alături de noi de data aceasta pe Edi Chereji, care este directorul de imagine, de comunicare la Untold Festival, un festival despre care sunt sigur că de care cred că vă este dor multora dintre dumneavoastră. Te salut, Edi. Te salut. Ce face Edi Chereji în această perioadă? Sunt deja multe luni, acolo către 18, de când a avut loc ultimul festival. Anul trecut am stat pe uscat, cum se spune. Sunt convins că 2021 ai vrea să fie altfel, dar încă nu știm. Poate aflăm de la tine cum vezi tu 2021. Dar pentru început, ce faci în această perioadă? Sunt la birou acum. Am un fundal frumos aici în spate pe care le vedeți și voi și chiar am făcut acest upgrade al biroului meu cu acest fundal, cred că undeva la finalul anului trecut, tocmai pentru că mi-era dor de festival și vroiam să îl trăiesc în fiecare zi. E o lumină caldă care vine dinspre tine de acolo, e bine. Da. Păi e lumina de la scenă de aici. Așa. Și da, trăim o perioadă în care am început să fim mult mai încrezători în ce se va întâmpla în acest an. Cred că ați văzut și voi ultimele declarații ale autorităților. Sigur că mai e mult până departe, ca să spun așa. Sigur că așteptăm decizii ferme din partea autorităților. Așteptăm să vină acel plan cu măsurile care ar trebui luate în calcul pentru reluarea evenimentelor, dar în același timp ne bucurăm că suntem ascultați și că iată că o parte din lucrurile pe care le-am propus noi
sunt deja luate în calcul, cum ar fi reluarea evenimentelor pentru cei care fie sunt testați la intrarea în eveniment, fie au făcut vaccinul, fie fac dovada anticorpilor. Edi, cred că ai aflat și tu cu oarecare încântare că la prima ediție a festivalului a fost prezent și actualul premier. Pe vremea aceea nu era o persoană publică, da? Asta cred că e o veste bună pentru voi. Dacă lui îi place Antol, poate că va găsi modalitatea de a vă sprijini, nu numai pe voi, sigur, și nu numai festivalurile voastre, pentru că voi nu aveți doar Antol, ci și Neversea. Lasă-mă să-l salut acum și pe Alin Vaida, directorul festivalului Jazz in the Park. Salutări! Salut, Edi! Salut, Alin! Cum se vede viața dinspre cei care organizează Jazz in the Park? Cum se vede anul 2021? Din punctul meu de vedere, în continuare greu, cu o speranță că poate să fie mult mai bine decât anul trecut, însă simt că mai avem multe de învățat, și încă multe de făcut alături de autorități ca să ajungem la o soluție mulțumitoare. Dar suntem pe un drum de negociere, hai să zicem așa. Bun, vreau să vă întreb pe amândoi, cu cine a discutat, ce anume s-a propus, care a fost feedback-ul pe care l-ați primit? În ordinea în care suntem invitați, doar să știm care începem. Păi hai să vedem, Alin e cu A, Ed e cu E, începem cu Alin. Ok. Da, discutăm în momentul de față pe foarte multe fronturi. Suntem implicați în multiple asociații, suntem cumva destul de uniți, aș zice, în acest moment. Suntem uniți într-o grupare a evenimentelor, suntem într-un sector cultural unit, să începem să ne dăm mâna și să avem o voce comună și cu sectorul de ospitalitate. Și ideea e că principalele discuții pe care noi le ducem sunt împreună cu Ministerul Culturii, de la care așteptăm să ne susțină mai tare decât o fac, să ne susțină și public în demersurile de a redeschide, să susțină schemele de ajutor pentru acest sector, ultimul rămas cumva nereglementat. Și discutăm desigur și cu Ministerul Sănătății, respectiv Ministerul Economiei, care au o legătură strânsă cu planurile pe care noi trebuie să le demarăm acum. Adică nu se pune problema de o schemă de redeschidere fără avizul și fără cooperarea Ministerului Sănătății, respectiv schemele de ajutor sunt greu de implementat fără resursă financiară puse la dispoziție de Ministerul Economiei. Eu aș zice că aici avem nevoie, de fapt, și de aici așteptăm un feedback un pic mai bun, pentru că cu Ministerul Culturii de bine de rău suntem în contact. Au mai de înțeles ce s-a întâmplat prin ce a trecut în ultimele săptămâni pe plan politic Ministerul Sănătății, dar așteptăm să putem relua, să primim un feedback. Noi suntem cu o schemă aproape gata de redeschidere, așteaptă doar binecuvântarea Ministerului Sănătății. Edi, voi unde vă aflați? Păi... Alina a punctat foarte bine. Noi suntem în cam toate organizațiile posibile și ba mai mult am mai și înființat încă o asociație nouă alături de, mă rog, reprezentanții industriei culturale, alături de cei din turism și cei din Horeca. Și am încercat să avem discuții încă din luna martie de anul trecut, de când am înțeles că mergem într-o direcție care oarecum, da, ne amenință, și am făcut toate demersurile posibile și n-aș mai relua acum totul încă o dată, pentru că Alina a punctat foarte bine, însă ce aș vrea să mai adaug ar fi că noi suntem acum în momentul în care în toate întâlnirile pe care le avem cu toate ministerele și inclusiv la întâlnirea pe care am avut-o ultima dată cu reprezentanții autorităților, am încercat să le explicăm că e momentul să schimbăm oarecum această paradigmă pe care o știm deja, iată, de un an de zile, cum că evenimentele, cum că industria Horeca
sunt cel mai mare pericol în această perioadă, pentru că studiile o spun că peste 60% din infectări se întâmplă în familie. Evenimentele sunt interzise de un an de zile și iată că situația pandemică este aceasta pe care o știm. Și atunci, sigur că, având în vedere faptul că, pe de altă parte, alte industrie, alte activități au fost lăsate, au fost active, s-au întâmplat și au desfășurat activitatea, dar și acolo nu s-a găsit încă, să spunem, o soluție care să elimine riscurile în proporție de 100%, sigur că cumva ne simțim discriminați dacă autoritățile ne-ar interzice sau ne vor interzice reluarea activității până în momentul în care industria culturală, să spunem, va găsi soluția care să elimine în proporție de 100% riscul de transmisie acestui virus. Pentru că, realmente vorbind, nu există la ora actuală nicio soluție care să elimine 100% acest risc. În schimb, la fel ca și alte industrii, la fel și noi, am încercat să venim cu cea mai bună variantă prin care să reducem la maximul riscul de transmisie și, cred eu, la ora actuală, ceea ce am promis, ceea ce am pregătit și am propus noi, cei care facem evenimente, reprezintă, cred eu, cele mai drastice măsuri care sunt luate în acest moment, pentru că, să nu uităm, noi am propus ceva ce până acum nu se aplică în alte părți, și anume accesul în zona de eveniment să fie permis doar celor care fie sunt testați la intrare, fie fac dovada vaccinului, fie au anticorpi. Era foarte important, m-am gândit eu așa pentru voi, ca să vină acest vaccin Johnson & Johnson, care era fără rapel, o singură doză, doar că vedeți că acum sunt anumite îndoieli ale specialiștilor și în legătură cu acest vaccin. V-ați gândit la asta? V-ați gândit la vaccinul într-o singură doză că v-ar putea ajuta? Alin. Din punctul meu de vedere, în acest moment, nu știu dacă e atât de relevant asta. Da, sigur, e mai ușor să faci o singură doză de vaccin decât să treci prin rapel. Uite cum chiar astăzi râdeam cu colegii că noi de mult ne-am făcut prima tură de AstraZeneca și abia după sărbătorile de Paște avem rapelul. Dar cred că e mai important în acest moment, să vedem că avem o populație care e dornică să se vaccineze și că această campanie efectiv funcționează până la acest detaliu de o singură doză. Edi, ești vaccinat? Da, sunt vaccinat. Chiar luni am făcut a doua doză și ca efect secundar am avut o poftă nebună de alergat. Am alergat 10 km luni. Nu știam că există acest efect secundar. Da. Am vrut să fiu sigur că se distribuie vaccinul în întreg corpul și de asta am... Edi, uite, chiar ascultam astăzi emisiune la radio și se pare că numărul celor care se înscriu pe listele pentru vaccinare scade foarte mult, adică cel puțin nu mai crește. Se pare că într-o perioadă destul de scurtă nu va mai exista cerere pentru vaccinare, deși sunt undeva la nu știu cât 2 milioane de români care s-au vaccinat, poate 3, nu-mi dau seama, dar... Marea problemă constatată de foarte mulți este faptul că politicienii din România nu știu să promoveze vaccinarea. V-ați gândit să încercați să vă alăturați în vreun fel printr-o campanie de a, nu știu, de a promova vaccinul? Noi suntem deschiși și am spus asta de fiecare dată când am avut ocazia, începând de la ministere până la premier, dacă putem să susținem și dacă sunt conștienți de forța pe care o avem noi, bineînțeles că putem susține un mesaj de informare corectă asupra orice și inclusiv asupra vaccinului. Pe de altă parte, cred că la ora actuală e important ca oamenii să înțeleagă și
beneficiile pe care le-ar avea, dincolo de acel beneficiu clar de a-ți asigura sănătatea ta, da, și a familiei tale prin faptul că te-ai vaccinat. Și atunci, cred că la ora actuală acest blocaj și această oarecare lipsă de interes care există deja în rândul publicului cu privire la vaccin vine și prin prisma unei imposibilități de a înțelege la nivelul omului de rând pentru ce mă vaccinez. Atâta vreme cât nu am încă o garanție din partea autorităților că dacă mă vaccinez, dacă sunt testat, dacă am trecut prin boală, pot să am acces la, nu știu, micile plăceri ale vieții, că merg la un eveniment, că merg la festival, că merg la restaurant, că merg la un teatru și așa mai departe. Cred că e normal ca oamenii să-și pună problema, ok, de ce m-aș vaccina dacă clinic, repet, dacă clinic eu sunt sănătos, sunt într-o categorie de vârstă cu risc redus, pot să înțeleg semnul de întrebare a unora cu privire la necesitatea de a se vaccina acum sau mai încolo. Și cred că cumva autoritățile, tocmai că ar trebui să facă acest pas și să accepte această variantă de redeschidere a sectorului cultural și a sectorului Horeca și a turismului cu această variantă, oameni vaccinați, oameni testați, tocmai pentru a veni cu un imbol suplimentar către populație, pe lângă, bineînțeles, repet, acel lucru pe care cu toții îl știm, vrem să ne vaccinăm pentru sănătatea proprie și personală. Alin și Edi, vă întreb pe amândoi, sunteți de părere că ar trebui introduse acele certificate verzi, pașapoartele pentru cei vaccinați? Vedeți că statul român nu este foarte entuziast să îi împartă pe cetățeni în vaccinați și nevaccinați. Aici cred că o să urmăm și noi, din punctul meu de vedere, o să urmăm și noi un trend cu cum ce se va întâmpla la nivel european, totuși facem parte din Uniunea Europeană, dar cred că mesajul a fost un pic greșit înțeles cu privire la acest pașaport de vaccinare. Mesajul, și asta e o discuție pe care am avut-o și cu domnul prim-ministru și pe subiectul evenimentelor și controlul litrierii accesului de aici. Ideea e nu-i că nu se vrea un pașaport de vaccinare, dar domnul prim-ministru nu dorea să restricționeze accesul oamenilor pe bază de vaccin dacă nu are toată lumea acces la acest vaccin. Și aici cred că e o diferență. Nici eu nu cred că e corect să nu lași pe cineva să participe la vreo activitate sau la concediu sau orice legat de asta dacă nu au avut posibilitatea să se vaccineze. Dar când vaccinul este disponibil, este la liber, oricine și-l poate face, poți intra într-o secție și să ți-l faci oricând, deja o să intervină, din punctul meu de vedere, și această metodă de selectare a publicului, mai ales în sectorul privat, pentru că altfel nu se poate. Și aici nu vorbim strict despre evenimente, vorbim de orice. Adică am văzut în Statele Unite, unde a fost o campanie de vaccinare foarte, foarte puternică, ei cred că au vaccinat mai bine de jumătate din populația lor, acolo deja au început să permită statele în mediul privat, restaurantele să primească public pe bază de dovadă, pe bază de test COVID sau pe bază de adeverință de vaccin. Și cred că aici se va ajunge și la noi, pentru că dacă publicul mare, dacă noi nu vom reuși să ajungem la o imunizare bazată pe, cum să zic, pe dorința oamenilor de a merge să se vaccineze, la un moment dat o să ținem întregi sectoare paralizate pentru că unii oameni nu doresc să se vaccineze. Ori nu o să se poată asta face. La un moment dat hotelurile o să implementeze asta, tot sectorul Horeca, de fapt, și o să se ajungă și la evenimente. Mie mi se pare mai degrabă un inevitabil. Cât mi s-a părut o abordare cinstită la început venită din partea autorităților, să nu restricționăm participarea pe bază de vaccin atâta timp cât publicul nu are acces la el. Dar din momentul în care începe să aibă și începem să ajungem acolo, eu cred că vom avea parte și de această posibilitate de
triere. Uite, Edi, după ce s-a vaccinat și a alergat ca să își distribuie în mod egal vaccinul pe întreg corpul, poate a vrut să meargă la un restaurant la interior sau poate că, nu știu, ar vrea să vadă un film. De ce Edi, care se vaccinează, să nu aibă dreptul să-și reia viața normală? Ce zice Edi? Eu consider că trebuie să am acest drept, doar că el trebuie să vină la pachet cu dreptul tuturor celorlalți oameni care sunt deja vaccinați și de asemenea la pachet și cu dreptul celor care pot face dovada că au trecut prin boală și au anticorp sau cei care își doresc să se testeze PCR sau să testeze în fiecare zi în locația unde vor să ajungă. Pentru că revenind la întrebarea ta legată de cum vedem acest pașaport verde, sigur că discuția a fost legată de discriminare. Hai să găsim, sau reținerile legate de acest pașaport a fost legate de discriminare. Și da, e normal să fie așa atâta vreme cât vaccinurile nu sunt sau nu erau accesibile tuturor, se făceau pe bază de programare, încă se fac pe bază de programare, nu ai putea să permiți libertăți și drepturi doar pentru acești oameni care sunt vaccinați și cred că de aici oarecum exista o reticență. Pe de altă parte, noi din acest motiv am propus încă din luna ianuarie: haideți să dăm drumul evenimentelor, haideți să facem un plan care să includă aceste măsuri cumulative, variante cumulative. Fie ești vaccinat, fie te testezi, fie ai anticorp. Ba mai mult să nu uităm că sunt persoane care, din punct de vedere medical, clinic, la ora actuală, nu se pot vaccina. Am urmărit și am văzut declarații punctuale ale medicilor cu privire la situații specifice în care oameni care sufăr de anumită boală, pentru că nu există încă la ora actuală suficiente informații statistice legate de posibile efecte secundare pentru anumite categorii, pentru anumite boli, li s-a recomandat să mai aștepte. Și atunci sigur că îți pui problema: bun, ei de ce nu ar avea voie să meargă la un eveniment dacă sunt responsabili și se testează? Sau dacă au trecut prin boală și sunt responsabili și și-au făcut test anticorp și au acei anticorp și nu reprezintă un risc de transmisie, un risc de infecție. Și cred că o întrebare care s-ar pune acum ar fi, totuși, am înțeles această discriminare și o înțelegem în momentul în care nu există suficiente vaccinuri, nu există un acces ușor da, la liber. Dar acum există. Acum există, nu mai sunt listele acelea uriașe de așteptare, practic în exact. Curând vom... Este discriminarea până da, unde... În curând va fi la liber. Cine se face și la Cluj, tocmai anunțat Emil Boc astăzi, se face la sala sporturilor drive-thru, mergi cu mașina, te înțeapă, ai plecat mai departe. Avem două minute și vreau să vă întreb pe fiecare dacă mâine Florin Câțu, sau astăzi, sau acum, Florin Câțu spune gata, liber la festivaluri, în condiții în care spuneți voi, ce pregătește Jazz in the Park, da, așa într-un minut, ce pregătește Untold și Never See? Jazz in the Park se pregătește să facă un festival în tot orașul, confirmat în data de 2-5 septembrie. Vom fi peste tot, încercăm o abordare nouă, pentru că știm că condițiile actuale încă nu ne permit să ne întoarcem în Parcul Central, dar încercăm o abordare cu povești interesante, cu prezentat muzica într-un mod în care n-am mai făcut-o până acum. Sincer, eu sunt foarte încântat de acest concept și cred că o să-l păstrăm o vreme mai lungă acum, tot descoperim lucruri, să fie asta partea bună din toată pandemia asta. Dar, pe scurt, 2-5 septembrie 2021, sunt foarte încrezător că o să facem o figură nu bună. Nu va fi la jazz in the park, va fi jazz în tot orașul. Am înțeles, Alin, îți mulțumesc. Edi, tot așa, în 30 de secunde, îmi cer scuze, dar asta e timpul. Dacă avem un răspuns mâine că putem face evenimentele cu norme clare, totul este perfect și pentru Antol și pentru Never See. Dacă acest răspuns întârzie să apară, sigur că Never See este aici foarte aproape, în Buză, trebuie să se întâmple în iulie,
Și atunci deja avem nevoie de un răspuns rapid din partea autorităților ca să ne putem organiza. Iar pentru Antold, sigur că va fi o ediție pe care o așteptăm cu mare nerăbdare. Deja lucrăm la ea de mai bine de un an de zile, cu personaje noi, cu o poveste nouă. Am și lansat de curând, pentru că e nebunia asta cu NFT-urile, am lansat și noi câteva personaje sub formă de NFT-uri care vor fi prezente la următoarea ediție a festivalului, adică în această vară, sperăm noi. Deci, fără îndoială că o să fie iarăși o ediție cu foarte mulți oameni, cu siguranță sunt foarte mulți oameni care își doresc să aibă parte de... Edi, îți mulțumesc! Îți mulțumesc și îți doresc să fie o ediție cu mulți oameni și pe scenă și acolo în tribune. Sigur, cu Armin Van Buuren, că nu se poate fără. Mulțumesc foarte mult, Edi Chereș și Alin Vaida, pentru intervențiile voastre. Aceasta a fost emisiunea Regiunea în Obiectiv de astăzi. Eu sunt Ionel Lespuc, salutul meu obișnuit, alege știința, alege să te vaccinezi. Toate cele bune, la revedere!